Un bărbat în vârstă de 55 de ani s-a accidentat după ce a căzut cu parapanta pe un câmp din Comuna Belciugatele, județul Călăraș. Incidentul a avut loc duminică 24 ianuarie, iar la fața locului s-au deplasat reprezentanții poliției și un echipaj smurt din Ilfov, care a preluat victima și a transportat-o la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din Capitală. Bărbatul era conștient și prezenta suspiciune de fractură la șold. Conform informațiilor transmise de către reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Călăraș, cercetarea acestui caz este în competența parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și a Autorității Aeronautice Civile Române.